Parlamentarii gorjeni nu sunt de acord cu afirmațiile lui Marcel Ciolacu. Senatorul PNL Ion Iordache declară că unei familii îi este imposibil să se descurce cu acest venit lunar. Eu cred că ar trebui întrebat mai întâi dumnealui dacă poate să trăiască cu suma asta decent. Asta e unul. Și eu cred că dacă ar fi decent dumnealui, ar propune acum o ordonanță prin care va reduce indemnizația tuturor parlamentarilor la 3.000 de lei. Eu cred că ăsta este o dovadă pe care ar putea, sau prin care ar putea să aibă oamenii încredere că ce spune este real. Problema în momentul de față este, să zicem, mai delicată decât acest lucru, pentru că, din păcate, măsurile pe care a încercat să le ia acum cu această ordonanță nu reduc evaziunea, din contră, încurajează evaziune și este principalul motiv pentru care nu se creează oportunități. Pentru că, în primul rând, au favorizat prin aceasta, îi lasă pe mari evazioniști în continuare să facă evaziune și problema este că nu se fac încasări la buget și nu reușim să, sau nu se reușește în țară să se miște lucruri. Deputatul USR Radu Miruță susține că Marcel Ciolacu s-a rupt de realitate de când a ajuns la Palatul Victoria. Premierul Marcel Ciolacu, de când a ajuns în Palatul Victoria, s-a rupt din ce în ce mai mult de realitate. Premierul Marcel Ciolacu este același om care ne spunea că nu crește nicio taxă și a devenit premier și a umplut spatele românilor de taxe. Premierul Marcel Ciolacu este cel care spunea că cu 98 de lei cumperi consistent încât să-ți ajungă pentru o masă, uitând că oamenii de obicei mănâncă de 3 ori pe zi. Premierul Marcel Ciolacu, în obsesia lui de a justifica măsurile de austeritate luate pentru a putea să funcționeze guvernul cu taxe suplimentare puse pe spatele românilor, face declarații din ce în ce mai irresponsabile care îi atrag antisimpatia proporțională. Se poate trăi la limita subzistenței, fără căldură, fără energie electrică, fără copii, fără caiete de cumpărat la școală, fără întreținere de plătit, fără impozite și taxe. Însă o familie cu copii, care poate mai întrețin și niște bătrâni, care poate au și o afecțiune medicală, care poate că stau în chirie, care poate că n-au putut să se angajeze și încă n-au avut pile și propte politice, e aproape imposibil să se descurce. Preocuparea unui premier n-ar trebui să fie cum să convingă oamenii să trăiască cu ce nu se poate, ci ar trebui să fie cum să facă ca oamenilor să le rămână mai mulți bani în buzunar în urma măsurilor pe care un guvern condus în asemenea premier ar trebui să le ia. Însă vedem că acest lucru nu se întâmplă. Nici deputatul PNL Gheorghe Pecingină nu este de acord cu afirmațiile premierului Ciolacu. Pecingină spune că o familie care are și copii nu se poate descurca cu această sumă. Din nefericire, sunt oameni care trăiesc cu această sumă și chiar cu sume mult mai mici. Trăiesc și nu cred că este un trai pe care și-l doresc. Este o chestiune pur și simplu relativă. Nu este suficient, mai ales dacă vorbim și de o familie cu nu doar formată, nu doar din doi membri, ci formată din doi adulți și copii, este clar că este insuficient. Copiii, dacă sunt la o formă de învățământ, fie că vorbim dacă crește grădiniță sau școală, știm cu toții care avem copii că implică anumite costuri și anumite cheltuieli. Deci este clar că această sumă nu este suficientă. Parlamentarii PSD nu au putut fi contactați pentru a răspunde la această întrebare.